Haideți, vă salut. Sunt la mare și dacă tot e relax la mare, îți vin ideile în cap. Eu, cum zic moldovenii, eu nu sunt cu scăldatul, eu sunt cu vloguri. Îmi vin idei, întâmplări, îmi vin în cap de din trecut. Și am zis să fac o scurtă filmare de la mare. Acum s-o găsi vreo unul, zice, nu ești la mare, ești la munte. La munte să, cum vrei. Acum eram tot cu interlocul ăla de la București. El ce zice? Era într-o duminică, zice, ia-o pe prietena ta, el s-o ia pe nevasta să mergem și noi la mare să ne plimbăm. Bine, frate, eu aveam o prietenă de la Vâlcea. Am luat prietena respectivă, el pe nevasta și am plecat la mare. Bă, nu știu dacă se aude că vorbesc ăștia ca găștile pe aici, dar sper să se audă bine. Și am plecat la mare. El stătea cu nevastă sa în spate și eu stăteam cu prietena mea în față. Eu aveam mașina de mărie, cu geamuri negre, cu etică, care bătea la ochi, în fine. Plus că pe rază de 20, 30, 50 de kilometri de unde stăteam, de unde stau eu, o cunoștea toată lumea. Știa cine sunt, o cunoștea pe mașină, îți dai seama, de o viață. N-avea cum să nu te cunoască. Acum am ajuns la mare, pe centru. Bă, când am ajuns pe centru, la mare, m-a oprit o mașină de carabinieri, m-a tras pe dreapta. Actele la control, un control normal părea. Bă, exact în centru orașului. Au venit, m-au blocat, m-au oprit, în fine. Cum făcea ei de obicei, eu deja eram plictisit de genul ăla de oprit. Le-am dat documentele, actele, toți patru. Acum așteptam să ne controleze și să ne dea drumul. Ziua în amiaza mare, dimineață. Zi, dimineață, da, era pe dimineață, 10-11 ceas. Până la un moment dat, au venit două mașini de gardă, dar agresiv. Au venit acolo, una în spate, una lateral. Deja mai aveam pe aia care m-a oprit, era în față la mașină. Bă, n-am brichet. Și s-a dat jos cu arme din alea, cu mitraliere din alea mici. A deschis ușa la unde era ăla în spate, l-a tras din mașină la jap, l-a scos din mașină, l-a luat și l-a băgat la ei. Bă, o acțiune din asta, acum îți dai seama cum era lumea pe terase, că era centru, îți dai seama. S-a făcut cerc acolo, se uitau ăia ca la cinema. Eu nu înțelegeam de ce l-a luat pe ăla din mașină, chiar nu înțelegeam. La un moment dat îmi zice aia, bă, trebuie să vii și tu la sediu, trebuie să vii acolo. Eu aveam ceva money, dar erau din aia nașpa. Erau din aia nașpa și aveam la mine, dar din 20. Deci trebuia să ne ducem toți la sediu. Să urma acolo percheziții, urma... Dar nu înțelegeam de ce l-a luat pe ăsta de lângă mine. Bun, hai la sediu. I-am dus la sediu acolo. Am parcat mașina, mi-a făcut percheziții la mașină. Mi-au desmembrat-o, îți dai seama. El era înăuntru, băgat până, l-a băgat deja pe arest din ăla. Băi, eu mai fusesem cu el la o întâmplare din asta. Dacă nu s-a luptat, erai mai bine. Am mai fost cu el la o... Fusesem într-un casino cu o săptămână înainte și eu când eram vreo 3-4 inși în casino ăla și când m-am dus la baie, unul a ieșit de la baie și a
trebuia să cobor 3-4 trepte. Eu am alunecat și am dat în ăla cum ar veni. Ăla era unul de la gardă în civil. A sunat în... deci cu vreo săptămână înainte. A sunat la colegii lui și a venit vreo două mașini și ne-a luat pe toți de acolo, de la cazinou. Ăla, vezi, doamne, că ăla era motivul pentru el în capul lui, cam... Dar el era pe acolo să ginească, îți dai seama, și a văzut 3-4, 5 români, eram vreo 3-4 și să ne facă percheziții. Ne-a luat și atunci la sediu, ne-a luat... El ieșea cu o problemă din Dubai, el fusese arestat în Dubai. Și ieșea cu o problemă de acolo, în calculator. Deci el a făcut pedeapsa, dar el încă era dat în urmărire, cum ar veni, așa, până... Deci când intra în baza de date și una și alta... Până intra în baza de date una alta, el rezulta că ar fi dat în urmărire. Și atunci ne-a luat, ne-a controlat, până au controlat ăia, ne-a ținut o noapte întreagă pentru el, dar ăia i-a eliberat o foaie și a zis: bă, frate, ține foaia asta la tine, când te oprești garda, le arăți foaia, că dacă nu, aceeași procedură, că tu rezulți ca și cum ești dat în urmărire, dar când te controlăm profund, de fapt se vede că tu ți-ai făcut pedeapsă, dar trebuie să pierdem o grămadă de timp cu tine. El, când am fost la mare, el nu și-a luat foaia aia la el. Eu deja mi-am imaginat că pentru chestia aia. Bă, l-au băgat pe arest acolo, pe o cameră. Pe mine m-au băgat într-o sală din aia de așteptare, cum ar veni, după percheziții, bine, la femei, la... În fine, nevastă s-a făcea din alea show-uri că ar fi fost gravidă și că să ne dea drumul și... În fine, din alea. Eu acum ce am făcut? Ca să mă scăp de banii aia că aveam un buzunar, la ei acolo în sediu, era o măsuță acolo și avea reviste din alea, ca să te uiți acolo pe ele. Le-am luat și am băgat acolo. I-am tirat înăuntru în revistele alea banii aia, ca să nu mă găsească cu bani și în fine. Băi, le-a ținut toată ziua acolo să-l controleze pe el. Ăsta era motivul, că el era dat în urmărire, așa le-a părea lor. Dar de fapt când controla în calculator, când controla mai profund, vedea că nu, că și-ai făcut pedeapsa cum ar veni. A început ăia să ne aducă gugoși, că acolo avea bucătăria lor. Bă, mi-a stricat toată ziua și mie și la Eilanț, îți dai seama, am stat acolo o zi întreagă pentru el ca să-l controleze. Îți dai seama că nu era vina lui, dar să vezi modul cum ne-a luat de acolo. Să uita lumea, îți dai seama, s-a făcut cerc, toată lumea se uita acolo, intervenția lor, îți dai seama, erau pentru ei un urmărit din Dubai. Era echivalentul cu un mafiot, la modul cum a venit și cu armele alea, cu cum l-a scos de mașină, intervenția respectivă. Au rămas dezamăgiți, îți dai seama, că eu tot le-am zis, bă, vezi că ei mi-a zis, vezi, prietenul tău îi căuta, bă, n-am o scrumieră. Ce barul este. Prietenul tău e căutat și nu știu dacă îl mai luați acasă. Și eu i-am zis, vezi că am mai pățit chestia asta într-un cazinou cu el și rezultă, dar o să-i dați drumul, hai să vezi că îi dai drumul, i-am zis eu la unul, la care ăla era sigur 100% că nu o să-i dea drumul. Îți dai seama că a rămas dezamăgit, a rămas aiurea, că ar fi prins. Era bine pentru ei dacă era așa. Dar eu m-am luat puțin de el. I-am zis, bă, dacă tu știai, pun alta și ți-a zis și garda. Ține-mă, frate, foaia aia, bagă un portofel, stau, sunt fustu toată duminica să stau pe la gardă, să la 3-4 persoane, n-am mai fost la mare, n-am mai... Bă, ți-a stricat tot, îți dai seama că ai plecat direct acasă. Ne-a luat drumul seara de acolo. Mașina mi-a făcut o bardaf. El... I-au luat aia amprente, i-au luat poze, tatuaje, măsuri. Aiurea, dacă avea foaia la el. Dar nici aia care ne-a oprit prima oară la control n-a zis nimic.
ai foaie, n-ai foaie, lor le-a ieșit, îți dai seama, le-a ieșit cu mandat, ei a dat frumos pe, în stații și a zis, bă, veniți cât mai mulți, că intervenția mare. Am turnat pe un român care are belea în Dubai. Atunci când ne-a luat din casino. Și atunci m-am făcut bardaf. M-a ținut pe la ei o noapte întreagă. S-a întâmplat mult atunci. Eu aveam aveam un prieten cu mine care fratisul era și e periculos în modul lui. Pentru chestia asta a avut expulzare, când a luat din casino de acolo pentru chestia asta a avut și expulzare pe Italia cu omul. Omul s-a dus la gardă și le-a zis, bă, după ce motiv l-ai luat pe fratele, pe Florin, pe ăia, i-ai dus pe casino, care a fost motivul? Garda s-a comportat rău, i-a dat un răspuns aiurea, el a dat în gardă, a dat pe bun în gardă, cine crede, crede. Omul era pe treaba lui, a dat în 3-4 acolo, i-a băgat în colț, a spart o mașină, în fine. Și i-au dat expulzare din Italia 5 ani. Pe chestia asta că... Bine, erau acumulate mai multe, că tot ne lua garda, omul s-a săturat, mă lua și pe mine și pe frate, sau cum ar veni prietenul meu. Ne lua mereu, ba cu una, ba cu alta. Și odată a prins ocazia, s-a dus în... la ei la sediu și a făcut un dezastru acolo. În fine, ăla e altă poveste. De-aia nu-i bine să mergi cu oameni care au avut belen. Trebuie să mergi fără recidivici, domnule. Stai seama cum mă interesa pe mine, dar... ca fapt divers. Și calculatorul ăsta. Dă una, omul și-a făcut pedeapsa. Eu știam că și-a făcut pedeapsa în Dubai. Era cu un jaf armat cu o bijuterie. Omul și-a făcut pedeapsa, dar el rezulta că ar avea belea în Dubai și că are mandat de acolo. Nu știu de unde l-a arestat. Mi se pare că în Dubai l-a arestat, dar după ceva timp și obligat l-au băgat. Habar n-am. Bun, asta a fost povestea, ideea. Mi-a venit în cap aici la mare. Eu când vin la mare, dacă stai liniștit, îți mai vine povește în cap. Și asta e. Bun, vă salut pe toți și numai bine. Baftă!